Suntem bucuroși că în județul Mureș, în municipiul Sighișoara, acest festival Proetnica este dus mai departe, a ajuns la 13-a ediție în acest an. Sigur, sunt un adept al multiculturalismului și consider că toate minoritățile recunoscute prin lege în România au dreptul și posibilitatea de a-și promova tradițiile, obiceiurile, iar acest festival de la Sighișoara este un bun, este un bun moment pentru ceea ce spuneam. Cred că deja aveți o experiență în organizarea festivalului. Cunosc acest festival pentru că sunt sighișorean și am un motiv în plus de bucurie, să zic așa. Vă doresc să se desfășoare în bune condiții festivalul. Vă vom sprijini dacă apelați la sprijinul nostru atât cât ne permit competențele conferite de lege. Încă o dată, succes în desfășurarea festivalului. Când am venit în România, organizez acest festival Proetnica, care prima ediție a avut în anul 2001 și am ajuns la ediția 13-a. Acum, dacă ați calculat, 2 ani am făcut o mică pauză. Consider că festivalul Proetnica contribuie la pastorarea păcii interetnice în societate, oferând minoritățile naționale o voce publică, dreptul de exprimare în toate domeniile vieții, promovează dialogul intercultural și astfel este în concordanță cu Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților a Consiliului Europei. Nu este un festival sau o metodă seacă de comunicare, este o metodă artistică prin care dorim să promovăm obiectivele menționate, plin de culori. Participe toate minoritățile naționale. În România, după cum știți, avem 20 de minorități, nu 18. Avem 19 organizații a minorităților naționale și în Parlament avem fracțiunea minorităților naționale, are 18 deputați și UDMR este o fracțiune de sine statatoare. 20 de minorități, peste 50 de programe artistice avem pe scena principală în piața cetății, care în mod normal au un program unde promovează tradițiile. Pe mine personal, tradițiile sunt un aport important, dar pe mine personal mă interesează foarte mult și cultura contemporană și viitorul, care trebuie să creăm și astfel avem și artiști contemporani din rândul minorităților, organizăm o expoziție a artei contemporană din rândul comunităților, minorităților, unde vin 8 artiști plastici, care va avea loc la Sala Zander. Avem concerte la sfârșitul în fiecare seară, unde sunt muzica contemporană în prima seară o să vină Ina Chiria cu fanfara de Cosmeș, Zoralia Orchestră, sâmbătă seară o să-l avem pe Ricky Dandel, încă e contemporan, consider, chiar dacă domnul are 70 de ani. Și în ultima seară avem o formație maghiară, Sempel Orchestra. Nu știu dacă ați auzit, dar este în Sfântul Gheorghe și cred că va fi ceva foarte inovativ. Avem standuri meșteșugărești și de prezentare ai comunităților etnice și avem un program științifico-artistic. Toate eforturile pentru organizare n-ar fi fost posibil dacă n-aveam un finanțator care anul acesta
sunt EIA Grants și proiectul este finanțat în cadrul programului Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european. Deci Norvegia, Islanda și Liechtenstein au avut curaj să facă un program de finanțare pentru diversitate etnoculturală, ceea ce la Uniunea Europeană nu o să găsiți. Și un partener de nădejde de la începutul festivalului este, reprezintă municipiul Sighișoara, care an de an ne sprijine cu tot efortul și mă bucur că pot să o salut pe doamna Ioana Șandru lângă mine și doresc să spună și dânsa câteva cuvinte. Cum a spus și domnul Volker Reiter, s-a implicat în sprijinirea acestui festival încă de la începuturile lui, dar în acest an am semnat și un acord de parteneriat în luna martie, prin care încercăm să îl ajutăm în implementarea tuturor activităților. Inclusiv avem și o cofinanțare. Pe lângă desfășurarea comună a unor activități, pe perioada desfășurării festivalului, în perioada 20-23 august, municipiul Sighișoara pune la dispoziția promotorului de proiect, spre folosință cu titlu gratuit, domeniu public, adică piețele și străzile din cetate. De asemenea și sala mică și sala festivă a primăriei, precum și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Și de asemenea avem membri în echipa de implementare a acestui proiect care vor participa activ și vor sprijini desfășurarea tuturor activităților. Sunt foarte interesante aceste prelegeri și mese rotunde, lansări de carte care vor avea loc începând din 21, deci în 21, 22 și 23 august, înainte de masă și după masa, din partea comunității armene, Federației Comunităților Evreiești, avem prelegeri, lansare de carte despre o temă foarte interesantă și nouă, cum ar veni romii în cultura săsească în secolele 18 și 19, din partea ISPMN. Și Academia Română va fi prezentă cu contribuțiile minorităților la dezvoltarea României. Respectiv, noi am mai invitat pe domnul profesor Holler Bielo, care este cunoscut în Târgu Mureș, va vorbi despre castele, destine de castel se numește prelegerea, și eu o să încerc să vorbesc despre rolul interculturalității în comunitățile multiculturale, ce este important, că deși sunt științifico-culturale aceste prelegeri, limbajul va fi unul ca să putem să purtăm discuții, deci nu va fi un limbaj științific elevat. Rugăm ca toți cei care sunt interesați de aceste teme să vină cu curaj, să asculte și eventual să purtăm o discuție. Cehii nu vor fi... În fiecare an sunt invitați, dar cred că în România mai sunt două comune unde trăiesc cehi. Una se numește Aibenthal, lângă Orșova. O minoritate foarte interesantă, că în satele aceea chiar se vorbește cehia. Dar în zilele când organizăm noi festival, ei au zilele culturii cehe și au puțină resursă, asta e foarte adevărat. Trebuie să înțelegem că fiecare minoritate a fost invitată și a avut posibilitatea să participe la acest eveniment. Da, deci obiective dânsi n-au putut veni sau asta. Și mai mult ca atât, noi oferim comunităților cazare și masă și ei suportă costurile de transport, deci și asta un aport foarte, foarte interesant. Deci nu este un etnoturism, deci este chiar doresc să vină și să participe cu tot ce au la festival. Sunt formații care s-au înființat din cauza festivalului.
Noi o să încercăm să edităm un catalog și o să punem întrebarea după festival cum consideră comunitățile festivalul proetnică și ce efect a avut în societate și atunci o să lansăm catalogul printr-o conferință de presă și atunci va răspund la această întrebare. A fi acceptate sau mai tolerate? Mai puteți spune începutul? Deci cât de mult ajunge sau prezentarea unei minorități, dacă ajungă ca majoritatea să accepte acea minoritate sau trebuie făcut mai mult? Pentru că aici efectiv prezentați tradiție și a cunoaște înseamnă a și accepta sau nu mai este nevoie de multă muncă? Da, deci după părerea mea ar fi foarte frumos dacă festivalul Proetnica s-ar organiza în mult mai multe orașe și zone în România ca să prevenim conflictelor interetnice care la ora actuală sunt foarte periculoase. Dacă ne uităm, spre exemplu, în Ucraina, exact asta e problema. Și acum normal că un festival nu poate ajunge, da? Și acum vorbim despre minoritățile naționale. Eu aici nu văd așa probleme grave pe nivelul Europei. Mai mult cu imigranți care actualmente vin din Africa în Europa, în mii de oameni și acolo văd problemele care pot preveni tot prin metode care descriem în festivalul Proetnica. Minoritățile naționale în România cât de cât există o pace interetnică și trebuie păstrat. Și aici ajută festivalul Proetnica nu foarte, foarte mult. Da? E o picurătură într-un ocean, cum ar veni, dar multe picurături totuși fac oceanul până la urmă. Deci noi invităm participanții și spectatorii, sunt tot participanți, avem și multe programe interactive și ar fi culmea dacă dialogul intercultural ar fi pe bani. Deci intrarea este gratuită. Da, deci noi nu. Deci la noi totul este gratuit și asta și dorim. Deci normal că ca orice există o parte economică a festivalului, minoritățile au niște standuri meșteșugărești unde se pot achiziționa niște lucruri și așa mai departe, dar pe prim plan stă cultura. Primăria va elibera, bineînțeles, autorizații de funcționare, iar după cum v-am spus, spațiul public este gratuit, este dat în folosință gratuit, deci alte venituri nu înregistrăm. Vor veni mulți turiști, se estimează chiar la 15.000 de turiști și acești turiști, bineînțeles că se vor caza. Deci, din acest punct de vedere, industria hotelieră va avea de câștigat. Deci agenții economici care lucrează în acest domeniu în special vor avea de câștigat. Deci este într-adevăr un beneficiu pentru municipiul Sighișoara. Și Proetnica are la ora actuală 816 participanți din partea minorităților la care oferim peste 1000 de inoptări de cazări și, bineînțeles, mesele aferente. Burgul, din ce cauza s-a construit, știți? Și dacă vă gândiți un pic ce se întâmplă astăzi acolo, e chiar contrarul construirii burgului, motivului construirii cetății, da? Deci e clar că a fost un semn al a unei monocultură, cum ar veni, sau două culturi și acum devine un spațiu pentru dialogul intercultural, unde intră inclusiv turcii și toți. Și e foarte, foarte interesant, dacă mă gândesc, acum dansează cineva în Sulina, de unde provine un ansamblu de greci, da? Sulina, probabil știți, drept ușlu pe ven, dacă mă gândesc că acum în Timișoara se gândește cineva la festival,
din Maramureș, în Suceava, deci chiar toată țara va fi prezentă în Sighișoara.